Iancu nu pleacă la Petrolul. Președintele Politehnicii a infirmat zvonurile conform cărora ar urma să investească la o altă echipă din România. Am refuzat tot. Au fost două din Liga 1. Proiecte excepționale, cu stadioane noi făcute. Și am refuzat. Iancu susține că nu vrea să o ia de la capăt cu un alt club, deși s-a fi promis că va beneficia de toate condițiile. Nici nerealizarea asocierii nu îl va îndepărta de Timișoara. Vrea să înființeze aici o academie de fotbal.